Dacă vizitați Doljul, trebuie să vizitați Craiova. În centrul Olteniei, nu departe de bătrânul fluviu al Europei, cetatea Băniei își primește astăzi oaspeții încărcate de istorie, cu clădiri vechi, recent renovate și biserici mărețe. Orașul sufletului meu, cum îl denumea la 1821 Tudor Vladimirescu, are nenumărate atracții: Catedrala Sfântul Dumitru, Casa Memorială Elena Farago, Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă, Grădina Botanică și Fântâna Gianu, Parcul Romanescu, Teatrul Național Marin Sorescu, Casa Băniei. Veți cunoaște o mică parte a istoriei țării românești aici, la Craiova. A fost o cetate dacică, pe Lendava. De aici a pornit ideea unirii tuturor românilor la 1600 sub conducerea lui Mihai Viteazu. După, zona a devenit din ce în ce mai bogată. Până la primul război mondial au fost aici așezați toți boierii care aveau moșii în sudul României și care își construiau casele de iarnă în Craiova cu arhitecții de la Paris, cu arhitecții nemți sau din Italia. Probabil că observați bogăția de stiluri din centrul istoric al Craiovei, care este cel mai mare din România și după București ne situăm pe locul 2 ca și număr de clădiri monument istoric. Autoritățile spun că în această zonă a Olteniei au fost atrase cele mai multe fonduri europene. Este un oraș cu o industrie puternică și aceasta doar dacă ne gândim la doi investitori: Ford, unul dintre cei mai mari din țara noastră, și Softronic, unicul producător de rame și locomotive electrice din România. Craiova produce la ora actuală orice, de la avioane, locomotive, mașini, tractoare, absolut orice se poate imagina ca și industrie, Craiova are deja. Suntem pe primul loc în România la absorpția de fonduri europene în municipiul Craiova și putem să ne lăudăm că 20% din banii destinați mediului în România i-a luat tot Craiova pentru aducțiunea firului 2 Izvarna. Practic, din anul 2018, toți craiovenii vorbea apă plată de munte, de izvor, de la robinet. De educație ne-am preocupat iarăși foarte mult, de 10 ori mai mulți bani investiți în școli decât înainte și, bineînțeles, foarte multe burse acordate elevilor. 35% din populația școlară primește burse de merit sociale de la municipalitate. Nu mai vrem să fim orașul clanurilor de interlop, ne dorim să fim orașul aristocrației românești, așa cum a fost el până la 1940. Parcurile capitalei țării românești de la 1770 te trimit în adevărate oaze de verdeață. Pentru cel mai mare parc natural din Europa Centrală și de Est, Romanescu, medaliat cu aur la Paris în 1900, primăria are pregătite o serie de proiecte. Încă mai este foarte mare nevoie de investiții în sănătate, pentru că nu toate spitalele craiovene sunt puse la punct, iar stadionul a fost pariul meu și eu zic că vom avea la Craiova cel mai frumos stadion din România.